Dumnezeu ca să vină peste tine și darul Duhului Sfânt.
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăvițe și noi din pânecaz, mânia primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Atâta ne întâiești, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pura Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Seie, Doamne! Preziese cu bine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Rușine și vecii, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Domnului! Sfântul Evanghelist, Marcu, cu citire. Doamne, slavă-ți! Să luăm aminte, zisa Domnul, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă grăiești vot, oricine va zice muntelui din față, ridică-te și te aruncă mar, nu se va îndoi inima lui când se va ruga, I se va împlini orice dorință. Iar când stați și vă rugați să iertați orice aveți asupra cuieva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte greșalele voastre, căci dacă voi nu veți ierta, deci Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșalele voastre. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție auzi-ne și ne miluiește. Acum, Domnul Dumnezeu, glas rugăciunii noastre, ale vrinților, promisul și bunăcerii dorința credincioarilor Domnului Săi, care sunt de față la săvârșirea acestei sfinte slujbe, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Al preasfinților Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și bucovenii și pentru toți fraților noștri cei în Hristos. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Milostivi-ne, Stăpâne, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Doamne Dumnezeu, răzbitorul nostru, care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii, cel ce ai învățat pe aleșii Tăi, încât să fie lăudat de cei ce iau aminte la învățătura Ta, cel ce ai descoperit pruncilor înțelepciunea, cel ce ai învățat pe Solomon și pe toți cei ce au căutat înțelepciunea Ta, deschide inimile și mințile robilor Tăi, oficialități locale și județene, care au căzut înaintea tot puternicii Tale și îi învrednicește să friceacă puterea legii Tale, să sporească în cunoștințele cele folositoare, cele ce și în slava prea Sfântului Tău nume, spre folosul, spre sfințirea Sfintei Tale Biserici,
spre cinstea țării noastre să înțeleagă voia ta cea bună și desăvârșită. Izbăvește pe dânsi de toate curse vrăjmașului, păzește în dreapta credință și în toată buna cinstire și curăție, în toate zilele vieții lor, ca să propășească împlinirea poruncilor tale, pentru că așa să prea slăvească prea sunt numele tău, să se facă moștenia împărăției tale. Că tu ești Dumnezeu puternic, milă și bună întărie și ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tuturor binecredincioșilor creștini, adunați la această sfântă slujbă oficialități județene și locale, elevilor, profesorilor și tuturor care au venit aici, dă-le, Doamne, sănătate pentru toată bună sporire și îi păzește pe dânsi și într-o mulță. Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Amin. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Destinse oficialități județene și locale, pe cuvioase și pe cuvioase și părinți, stimat auditoriu, îngăduiți-mi doar câteva cuvinte se rostesc la deschiderea și îndevrednicia noastră la binecuvântarea zilelor părăstiere. Nu vreau decât să mulțumesc instituției domnului primar și echipei dumneavoastră pentru organizarea acestor sărbători deosebite și binevenite pentru fiecare dintre noi. Știm foarte bine că domnului primar îi vine administrația precum o mănușă pe o mână. Ne-a demonstrat de atâtea ori. Nu putem decât să îi mulțumim și cu toată sinceritatea o spun personal că cred că nu numai eu, dar despre mine vorbesc acum. Mă mândresc cu dumneavoastră, mă mândresc că am un asemenea primar. Felicitări și să ne trăiți un primar. De asemenea, în câteva cuvinte, îngăduiți-mi să salut pe distinsa doamna suprefect. Nu am avut ocazia până acum să ne întâlnim de când ați preluat noua funcție și consider că este un moment prielnic, în câteva cuvinte, să vă felicit pentru această nouă funcție, să vă dea Dumnezeu mai multă putere și mai multă înțelepciune. Nu ne îndoim de profesionalismul dumneavoastră, însă știm în aceeași măsură că fără ajutorul Dumnezeu nu putem face mare lucru. De aceea îndrăznesc să vă spuneți la pe Doamne că așa cum a fost până acum, și de acum înainte vă vom purta în rugăciunile noastre, în nevrednicia noastră, astfel încât toate să fie cu ajutorul lui Dumnezeu și toate să fie spre bună și împreună noastră lucrare și săpășire. Felicitări, stimată doamnă, pentru această nouă funcție, să ne trăiți, să ne trebuiți și îngăduiți-mi totodată să vă ofer
nu numai din partea mea, ci și a familiei și, de ce nu, a parohiei pe care o păstoresc. Sper eu că va simboliza, va însemna atât eleganța și frumusețea dumneavoastră sufletească, cât, în aceeași măsură, și respectul sincer al nostru și felicitările noastre la fel de sincere și din suflet. Felicitări să ne vedeți! Mulțumim frumos pentru toate, să dea Dumnezeu să avem bunăstare, înțelepciune, întărie, credință și pace. Felicitări tuturor! Distinși invitați, stimatele doamne, stimați domni, Georgiana Roșu și colega mea, Codruța Filip, avem deosebită plăcere de a ne afla astăzi în mijlocul dumneavoastră pentru a vă adresa un călduros bun venit la această amplă manifestare. Vă mărturisim cu sinceritate că suntem deosebit de onorate și emoționate în același timp de a fi și în acest an prezentatoare pe parcursul acelor 3 zile la cea de-a 6-a ediție a Zilelor Forestiere Tătăruș, organizată de Instituția Primarului Comunei Tătăruș, de Consiliul Local Tătăruș, având drept colaboratori Căminul Cultural Alexandru Vasiliu Tătăruș, Liceul Tehnologic Tătăruș, Muzeul Satului din Comuna Tătăruș și Biblioteca Comunală Tătăruș. Acest festival, ca și festivalul de dat în șobiceiuri de iarnă, precum și festivalul folcloric de la moșii noștri Noi Am Învățat, a devenit deja tradiție în Comuna Tătăruș, adunând în fiecare an iubitori de folclor, tradiții și obiceiuri, artiști tătărușeni, dar și din întreaga țară. Așadar, toți aceștia au venit la cel mai așteptat eveniment de către publicul tătărușan și nu numai. Pentru că ne-au ajutat permanent să promovăm evenimentul și să vă informăm, le mulțumim partenerilor noștri media, Radio Iași, BIT TV, Pașcani, Actualitatea TV și Activ TV. Se cuvine să adresăm sincere mulțumiri și sponsorilor principali, SECE Construcții Hidraulice S.A., SECE Echisal S.R.L., SECE Mobil S.R.L., pentru susținerea și sprijinul oferit. Urmează acum să intonăm imnul României. Oh,
ziua și bine ați venit la cea de-a șasea ediție a sărbătoarei noastre de suflet, festivalul Zilele Rezervației Forestiere Pădurea Tătăruș. Vreau să mulțumesc preacucernicilor părinți pentru slujba de binecuvântare, pentru cetățenii Comunii Tătăruș, pentru invitații noștri, pentru comunitatea noastră și pentru sărbătoarea pe care am așteptat-o cu toții un an de zile. Pentru început, vă rog să-mi permiteți și vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru oameni dragi nouă, care astăzi nu mai sunt printre noi, au plecat undeva acolo sus la cer, dar întotdeauna o să-i simțim alături și pentru acest lucru vreau să păstrăm un moment de reculegere. Pentru domnul profesor Dima Gheorghe, fost viceprimar al Comunii Tătăruș în perioada 2004-2017, un om deosebit, un om care a venit la Tătăruș și care a fost un tătărușean adevărat, un alt prieten este primarul deputat, Neculae Rățoi, cel care ne-a ajutat atât pe noi, comunitatea noastră, dar și comunitățile din jur, pentru a implementa proiecte benefice pentru comunitățile noastre. Un alt om drag nouă, care a mers prematur la ceruri, doctorul Cuțanu Emil, care și-a dedicat 17 ani din viața lui și din profesia și din tot ce a avut mai bun pentru sănătatea cetățenilor Comunei Tătăruș. De asemenea, pentru toți cei care au adus prin munca lor o contribuție mai mare sau mai mică la bunăstarea, la dezvoltarea și promovarea comunității noastre. Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în liniște și pace. Mulțumesc! Stimați invitați, dragi tătărușe, încep prin a saluta pe cei care au considerat că astăzi trebuie să sărbătorească alături de noi. Prefectul județului Iași, domnul Marian Șerbescu, să-l aplaudăm, să-l primim așa cum se cuvine, pentru prima dată în calitatea dumnealui oficială de prefect. Din partea Consiliului Județean Iași, domnul președinte Marcel Popa Întârzie, dar este locțitorul dumnealui, domnul vicepreședinte Romeo Olteanu, fost și prefect al județului Iași. De asemenea, vă rog să-mi permiteți să o salut în calitatea oficială pe care o are de aproximativ 2 săptămâni, pe subprefectul județului Iași, doamna Iisus Valentin. De asemenea, vă rog să-mi permiteți să salut prezența parlamentarilor noștri, a domnului senator Victorel Lupu, fost prefect, fost președinte al Consiliului Județean Iași și un prieten, cred că cel mai vechi prieten al comunității noastre. A călcat pragul comunei noastre încă dinainte de 89. 70. Din 70, anii 70. De asemenea, salut prezența domnului deputat, la fel la primul mandat, Vasile Axinte, este deputatul pe colegiul 5 pe zonă, un prieten apropiat nouă. Salut prezența domnului Nichita Gheorghe, fost primar al municipiului Iași. Salut prezența doamnei Mihaela Ivancea, președinta organizației de femei PSD. Nu facem politică astăzi, dar asta e funcția dumnei în partid și profesor universitar. Și consilier județean. Da. De asemenea, salut prezența domnului colegilor primari, domnul
ridică pantazii care trebuie să vină din moment în moment, colegul primar de la Ciobărân, Tico Simioan, care este prezent de fiecare dată la activitățile noastre, mulțumesc, a viceprimarilor, doamna viceprimar al municipiului Pașcani, doamna Nedelcu, viceprimarul de la Valea Seată. Un lucru inedit, astăzi a reușit să răspundă invitației noastre un personaj care, o personalitate, nu un personaj, o personalitate care mi-o doream de foarte mult timp să vină la Tătăruș. Domnul director al Spitalului Municipal Pașcani, domnul doctor Pânzaru. Pentru prima dată la Tătăruș mi-a spus astăzi. Pânzaru. Salut prezența Pânzaru. Dumneavoastră a tuturor. Invitați. Și de asemenea salut prezența tătărușenilor care au venit astăzi aici să sărbătorim împreună acest eveniment. Mi-am dorit întotdeauna ca Tătărușii să fie un sat de poveste. Și după părerea mea, cred că este un sat de poveste și povestea începe în negura timpului, de la 2 iulie 1398, când avem prima atestare documentară, certificatul de naștere al localității noastre. 2 iulie 1398, atestarea documentară a comunei Tătăruș, care este strâns legată de mănăstirea Timpoiană și mănăstirea Probota, titoria domnitorului Petru Rareș. Povestea continuă și la 1821 avem prima biserică în Tătăruș, mai precis în satul Petrosu, cu hramul Sfântului Vasile. În 1859, o dată importantă pentru români, unirea principatelor, avem cea de-a doua biserică, care o vedeți aici în stânga și dreapta dumneavoastră, cu hramul Sfântului Nicolae. Reformele lui Alexandru, domnitorul lui Alexandru Ioan Cuza, au adus la Tătăruș cel puțin două evenimente deosebite. În 1864, localitatea noastră a primit statutul de comună, de unitate administrativ-teritorială, făcând parte din județul Suceava. În 1865, pe 27 ianuarie, putem vorbi de prima școală în comuna Tătăruș. Până atunci, buchea cărții era făcută și găsită în pridvorul bisericilor din Tătăruș. În 1876 este un an de referință pentru localitatea noastră, pentru că avea să vină pe lume cel care mai târziu avea să devină un ilustru învățător, culegător de folclor, membru corespondent al Academiei Române, prieten cu Nicolae Iorga și Mihail Sadoveanu. Este vorba de Alexandru Vasiliu Tătăruș, a cărui nume este purtat de Căminul Cultural Tătăruș și un omagiu deosebit îl avem la Muzeul Satului. La 1 decembrie 1918, primarul de atunci cu un grup de tătărușeni au participat la Marea Unire, de la Alba Iulie. Primarul, coincidență, probabil sau nu, Toade Reosuc, se numea, a mers la Alba Iulia pentru a fi delegatul acestei zone. În 1921 se înființează Căminul Cultural Lumina, având ca membrii fondatori, pe lângă personalitățile locale, și pe cei doi prieteni ai lui Alexandru Vasiliu Tătăruș, Mihail Sadoveanu și Nicolae Ion. 1951 este la fel un reper din povestea satului nostru, când un grup de oameni inimoși, în frunte cu primarul de atunci, Vasile Cășneanu, dar și bunicul meu, Dumitru Anița, au înființat formația civilă de pompieri, mai târziu, serviciu voluntar pentru situații de urgență. După cum bine știți,
sau o să aflați astăzi. Existența noastră este legată de județul Suceava, mai târziu de județul Baia cu reședință la Fălticeni și la ultima reorganizare administrativă, Tădărușul face parte din județul Iași. Am onoarea și privilegiul împreună cu dumneavoastră să scriem un capitol important din povestea satului nostru. Tătărușii este o localitate încărcată de istorie și legendă, de cultură și tradiție. Dar totodată se vrea un sat cu valențe europene, cu străzi asfaltate și bine iluminate, cu școli moderne, bine dotate pentru ca și copiii noștri să facă performanță în învățământ, cu dispensare bine dotate unde actul medical se desfășoare în condiții normale, cămine culturale primitoare care la Tătăruși găzduiesc 3 festivaluri, cu un muzeu al satului unde avem ceea ce avem mai scump, identitatea noastră, bogăția noastră spirituală, sistem de alimentare cu apă și alte lucruri care sunt necesare unei comunități. Am reușit mare parte din acestea să le facem împreună. Cred că astăzi este momentul să mulțumesc. Vreau să mulțumesc celor care, echipei mele, celor care lucrează în administrația locală, salariați, consilieri locali. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice care au făcut performanță în învățământul tătărușean și au reușit să se remarce la nivel județean și național. Vreau să mulțumesc cadrelor sanitare, lucrătorilor de la Poliția Tătăruș care au vegheat la liniștea și ordinea publică. Vreau să mulțumesc tuturor celor care trudesc pentru cetățenii comunii Tătăruși și pentru comunitatea noastră. Vreau să mulțumesc gospodarilor care muncesc câmpul și care ne întâlnesc. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, dragi tătărușeni de acasă și de pretutindeni, pentru că mi-ați dat un imbol și aprecierile dumneavoastră m-au făcut să fiu mai perseverent și să reușim să facem mai multe lucruri în comunitatea noastră. Vreau să mulțumesc astăzi unor prieteni care efectiv ne-au călcat pragul încă din anii 1970. Vreau să mulțumesc domnului senator Victorel Lupu, cel care în funcțiile pe care le-a deținut ne-a susținut pentru promovarea și implementarea unor proiecte mult așteptate de comunitatea noastră. Vreau să mulțumesc domnului primar Nichita Gheorghe, care ne-a susținut în multe proiecte pe care le-am implementat la Tătăruși. Vreau să mulțumesc în lipsă domnului președinte al Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, care probabil o să ajungă în câteva minute și dumnealui, pentru că multe proiecte pe care le-am visat au prins contur la Tătăruși. Aș aminti numai două. Modernizarea iluminatului stradal prin energie neconvențională, un proiect unic în România, probabil și în Europa. Dumnealui era ministru, secretar de stat. Și mai nou, am văzut că politicienii se țin de cuvânt. Anul trecut, în acest loc, cam în același moment, domnul președinte al Consiliului Județean Iași promitea aici, în fața tătărușenilor, că drumul județean 208F va fi modernizat prin asfaltare. Vreau să vă spun că este o certitudine, va primi finanțare de la Guvernul României și probabil în următorii ani, 1-2 ani, DG 208F, Heci, Vâlcica,
Petrosu, Buda, Iorcan, limită de județ Suceava, 12,5 km, vor fi modernizați prin asfaltare. Vreau să vă mulțumesc tuturor, dar în ultimul rând vreau să mulțumim Bunului Dumnezeu, pentru că fără rugă și fără binecuvântarea Lui, nu reușeam nimic. Povestea continuă la Tătăruși. Tătărușii îmi doresc să fie un sat de poveste. Vă mulțumesc! La mulți ani tătărușeni, la mulți ani tătăruși! Și noi vă mulțumim, domnule primar. Avem onoarea de a invita în scenă pe domnul Marian Șerbescu, prefectul județului Iași, pe care lucrăm să deschidă alocuțiunile. Mulțumesc! E greu să vorbesc după domnul primar, mi-am propus să vorbesc cel puțin la fel de mult ca dumnealui, ca tine, ca lumine. Dar preacucernici părinți, domnule senator, domnule deputat, domnilor primari, doamna subprefect, domnule vicepreședinte a Consiliului Județean, stimați consilieri județeni, stimați auditoriu, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația adresată de a participa la acest eveniment deosebit, a șasea ediție a zilelor rezervații forestiere Tătăruși. Eu am mai fost, cum spunea și domnul primar, pentru prima dată sunt aici în calitate de prefect, dar am fost și la edițiile din urmă, de vreo 3 ediții vin. Și dați voie ca în numele instituției prefectului și al meu personal să transmit felicitări organizatorilor, domnului primar Costel Iosu și întregului Consiliu Local, pentru că au găsit din nou resursele financiare și materiale să organizeze aceste zile de sărbătoare. Merită felicitări. Eu vreau doar să menționez de faptul că Tătăruși este cu adevărat un oraș european, un sat european, o localitate europeană. Și dumneavoastră sunteți cetățeni europeni acestei comune. Am umblat mult și prin țară și prin județ, dar vă certific faptul că Tătăruși este unul din cele mai frumoase orașe, localități din Iași și din țară. Și datorită așezării geografice, pe care este un avantaj, dar și datorită investițiilor deosebite care s-au realizat în această localitate. Sigur, încă o dată felicitări și aș vrea, fiindcă nu au fost doar vorbe, aș vrea să acord o diplomă de excelență domnului primar Costel Iosu și Consiliului Local al Comunei Tătăruși, cu ocazia festivalului Zilele Rezervației Forestiere Tătăruși, ediția 2017, în semn de apreciere a activității susținute în dezvoltarea comunității locale. Cu mult drag, domnule prefect, primesc această distinție, care o împart cu tătărușenii mei și vreau să vă asigur de tot respectul și suportul nostru vis-a-vis de ceea ce faceți dumneavoastră. Menirea dumneavoastră este de a asigura și a vedea la respectarea programului de guvernare și a legilor țării. Mulțumesc tare mult! La mulți ani, tătărușeni! La mulți ani, tătărușeni! Mulțumim frumos, domnule prefect. În continuare dăm cuvântul domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, domnul Romeo Olteanu. Mi-ați făcut duș de data asta. Domnule prefect, doamna subprefect, domnilor parlamentar, doamnelor și domnilor, onorată asistență, în primul rând vreau să mulțumesc întregii comunități din Tătăruși pentru invitația făcută prin intermediul Consiliului Local și a domnului primar.
și nu vreau decât să vă spun că vă felicit pentru cum arată comuna dumneavoastră. Meritul este al tuturor, dar să dăm cezarului. Consiliul local, condus de domnul primar, a făcut ca această comună să se schimbe din an în an. Eu vin de câțiva ani și odată pe an și schimbarea se vede. Vă felicit, domnule primar, și aș dori ca, dacă se poate, toate comunele județului Iași să arate, așa cum a spus dumneavoastră, ca niște sate de poveste. Să știți că ușa Consiliului Județean va fi oricând deschisă pentru dumneavoastră și pentru toți primarii, atunci când vreți și aveți acțiuni care să facă ca viața locuitorilor și comunitatea să arate mai bine. La mulți ani, Tătăruși! La mulți ani, Tătărușeni! Mulțumesc! Mulțumim și noi! În continuare rugăm pe domnul Victorel Lupu, domnul senator, să ne adreseze câteva cuvinte. Nu ne supărăm dacă căutăm umbra. Domnule prefect, doamna subprefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, stimați consilieri județeni, stimați consilieri locali, în primul rând vreau să mulțumesc și eu conducerii comunii Tătăruși, pardon. Cunosc așa de mult încât am schimbat și denumirea pentru invitația de a participa astăzi alături de dumneavoastră la această sărbătoare pe care o repetați și eu vă rog să o repetați mulți, mulți ani de acum încă. Felicit încă o dată primarul pentru consecvența de care dă dovadă în organizarea nu numai a zilelor comunii, ci și a celorlalte manifestări care de acum le știm și noi cei care am fost, poate vom mai fi invitați și cu alte ocazii, că în anumită perioadă anului trebuie să venim și sau vom fi invitați la Tătăruși. Sigur, foarte frumos spunea domnul primar, Tătăruși, sat de poveste. Mie mi-a plăcut deosebit de mult, încă de când am cunoscut comuna, chiar dacă nu aveam la intrare acolo, mă rog, pancarta aceea cu Mica Bucovină, dar ea își merită, comuna își merită ambele, să spună, denumiri. S-a muncit foarte mult ca Tătăruși să devină sat de poveste. Și asta datorită faptului că comuna dumneavoastră, de-a lungul timpului, și sigur că amprenta este pusă de activitatea noului sau ultimului primar, ca să spun, la fi, zicem noi, de acum mulți ani încolo, pentru că este un om care dorește ca comunitatea în care face parte, într-adevăr, să se dezvolte și, probabil, să arate așa cum îi place și dumneavoastră. Sigur, noi am putea vorbi foarte mult despre primarii performanți din județul Iași. Eu am vrea să aduc în discuție doar un aspect, gândindu-mă la alegerile locale de anul trecut, când primarul dumneavoastră a obținut unul din scorurile cele mai mari din țară la alegerile locale, drept urmare a fost invitat în fața Comitetului Executiv Național al Partidului Social Democrat, și a fost felicitat alături de un alt coleg care se află aici, domnul Ticu de la Ciohorene, pentru rezultatele bune. Rezultatele ce sunt foarte bune se datorează și preocupării și dorinței dumnealui de a-și transforma localitatea, de a schimba lucrurile în mine. Ceea ce mă privește pe mine ca senator, împreună cu colegul Vasile Axin, care am fost și în campanie electorală. Poate fiind prima noastră întâlnire, a trebuit să vă mulțumim pentru voturile acordate și noi ne angajăm și de data aceasta, cum am spus-o de fiecare dată,
să promovăm programul de, de guvernare a Partidului Social Democrat, program care asigură în continuare investițiile acelea pe care le-a adus în discuție domnul primar, condițiile de transformare, de altfel suntem primul partid care am scos o legislație sau am influențat apariția unei legislații pentru dezvoltarea statului românesc. Tot ce s-a făcut în ultimii 10 ani, PNDL 1 și 2, în conformitate cu ordonanța 28, dar nu asta e important, dă posibilitatea ca din bugetul statului să se finanțeze de la construcția unei primării până la amenajarea unui iarnaroc, să spun într-o comună, lucruri care vor ajuta dezvoltarea tuturor localităților noastre. Spuneam că vin de fiecare dată cu plăcere la Tătăruș, am venit și de data aceasta și de drept mare vă spun încă o dată la mulți ani Tătăruș, petrecere frumoase în continuare și evenimente la fel de interesante în perioadele următoare. La revedere și să auzim! Mulțumesc frumos! Dar ne putem în continuare pe domnul deputat Vasile Axint să ne vorbească. Domnule primar, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și vă rog să-mi permiteți, în primul rând, să salut toți locuitorii comunei de Tătăruș, invitați dumneavoastră de astăzi, domnul prefect, doamna subprefect, vicepreședintele Consiliului Județean, președintele Organizației de Județene, primar, viceprimar din zonă. Pentru mine este mai ușor parcă să vorbesc de Tătăruș. Nu este prima dată când vin, fiind din Pașcan, sunt mult mai aproape de comună și am fost atras de această comună din momentul când la Tătăruș a fost ales un primar în persoana domnului Iosif Costele. Se aducea zborul până mai departe de Pașcan, acolo există un primar de excepție care face lucruri extraordinare. Și din curiozitate, de foarte multe ori, am venit cu mașina weekend să vedem ce se întâmplă. Bapul în zona de la Moțica, prea din partea asta de acolo, se știau de deci. Într-adevăr, de fiecare an, fața comunei Tătăruș s-a schimbat în bine și an la an, din ce în ce mai bine. Aici este și meritul locuitorilor comunei, că au știut ce să aleagă în persoana domnului Iosif. Este un om care se implică în trup și suflet, deci se sacrifică efectiv pentru bunăstarea acestei comuni. Este o comună modernă, are aproape toate condițiile care trebuie să aibă și la oraș. Mai lipsește ceva canalizare și acolo, dar o să facă și acestea, sunt sigur, pentru că poate are proiecte multe în derulare, urmează și alte proiecte. În calitatea mea de deputat, împreună cu domnul senator, o să susținem proiectele atât cât se poate, din vedere legală, în fața celor din minister, Ministerul Dezvoltării sau alte ministere. Prin contribuția mea ca deputat, o să încercăm să dăm legi cât mai bune, care se ducă la creșterea nivelului de trai și a locuitorilor comunelor și satelor. Știți foarte bine, s-a dat legea salarizării unitare, dar urmează a se discuta în această sesiune legea pensiilor, care aici doare pe toată lumea. Sperăm noi să dăm o lege dreaptă care să avantajeze de toți, toate punctele de vedere, să scăpăm de acele pensii excepționale și toată lumea să aibă o pensie decentă în care se poate să ducă o bătrânețe liniștită. Domnule primar, țin să vă felicit foarte mult de felul cum v-ați implicat și ați făcut din această comună o comună model. Spunea cineva, o comună europeană. Este comuna Tătăruș. Așa cum arată ea, un sat într-adevăr de poveste și care vin cu drag să vezi această comună cum se prezintă. Eu vă doresc în continuare să aveți proiecte cât mai bune, să contribuiți cât mai mult la dezvoltarea acestei comune, pentru că locuitorii știu și au o încredere mare din noastră. Și de aceea își pun speranțe că viața lor se va îmbunătăți de la zi cu zi. La mulți ani, Tătăruș! La mulți ani, Tătăruș! Invităm alături de noi pe domnul Dumitru Pantazi, primarul municipiului Pașcan, pentru a ne adresa câteva cuvinte. Domnule primar, m-ați invitat. Dragi tătărușeni, țin să mulțumesc în primul rând Consiliului Local, domnului primar, pentru invitația de a fi astăzi alături de dumneavoastră
ocazie cu care vă rog să-mi permiteți să adresez și eu, în numele pășcănenilor, felicitările noastre pentru organizarea acestui eveniment deosebit de important din viața comunei Tătăruși. Sunt convins că acest eveniment, la promotorul acestui eveniment a fost domnul Iosup. La realizarea acestui eveniment, probabil încărcătura istorică de care se bucură acest comună și nu numai comuna aceasta și zona limitrofă comunii Tătăruși, face ca în fiecare an să ne întâlnim cu ocazia acestui eveniment. Sigur, când spui de Tătăruși, spui în primul rând de oameni gospodari, cu pepinieră, de cadre, nu numai de acum, de foarte, foarte mulți ani. Vin aici, de pe timpul când aici era la inginer și parinții și președinte, inginerul Haras, Dumnezeu să-l odihnească și a lăsat aici urmași, prednici, alături de Tătărușeni să dezvolte această comună. Sigur, se poate vorbi foarte mult despre această comună și oamenii acestei comune. Nu vreau să mă lungesc prea mult. Vreau doar să vă felicit încă o dată pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră. Dumneavoastră, împreună cu administrația locală, sunteți cei care contribuiți și realizați aceste lucruri frumoase și deosebite în această considerare, așa cum l-au predestinat antevorbitorii mei. Vă felicit încă o dată, vă urez mulți ani și petrecere plăcută cu ocazia acestui eveniment. Trebuie să vă mărturisim faptul că în fiecare an, instituția primarului Tătăruși a recompensat meritele deosebite ale elevilor tătărușeni prin acordarea de premii și diplome onorifice, oferind acestor elevi și o excursie gratuită de 2 zile. În premieră, anul acesta s-a instituit bursa de performanță Gheorghe Dima. Se acordă distincția diplomă de excelență cu bursa Gheorghe Dima pentru absolvent al șef de promoție și distincția diplomă de merit cu bursa Gheorghe Dima unui număr de 5 elevi. Îl invităm pe domnul primar să ofere diplome de excelență în semn de prețuire și recunoștință, să oficieze atât decernarea burselor, cât și acordarea premiilor pentru elevii meritoși de întreaga comună. Mulțumesc! Este rezervat. Este declarat de rezervație turistică. Da, de faci. Nu numai, avem și niște plante. Stimați invitați, dragi tătărușeni, trebuie să recunosc că îmi place să vorbesc la microfon astăzi, nu în rest, și vreau să invit și să înmânez niște diplome de excelență unor personalități care au contribuit la bunăstarea, la dezvoltarea și promovarea comunii noastre, atât locale, cât și prieteni ai comunității noastre. De-a lungul timpului, diplome de excelență au primit președintele Consiliului Județean, domnul primar al municipiului Iași, domnul Victorel Lupu și alte personalități care, efectiv, am găsit de cuviință că trebuie să le mulțumim printr-o diplomă. Astăzi aș vrea să mânez o diplomă de excelență domnului Șerpescu Marian, în semn de prețuire și recunoștință din partea comunității Tătăruși, județul Iași. Și pentru încurajare, domnului prefect, pentru că aveți câteva luni când v-ați luat funcția. Mulțumesc tare mult, domnule primar. Sunt onorat, deosebit onorat de această distinție și vă mulțumesc frumos. Succes pentru implementarea proiectelor viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnișoarele prezentatoare, o să vă amâneze și un buchet de floare. Da, să ne pupăm, așa. Mulțumesc, mulțumesc frumos! Aceeași diplomă de excelență vreau să o mânez de această dată
unei doamne, în semn de prețuire și recunoștință pentru contribuția adusă la promovarea și dezvoltarea comunei Tătăruși. Nu pentru funcția pe care a primit-o acum două săptămâni, ci pentru întreaga activitate pe care a desfășurat-o în administrația publică locală din comuna Tătăruși. 25 de ani de muncă pentru cetățenii comunii Tătăruși și pentru comunitatea din Tătăruși. Îi mulțumesc pentru acest lucru și îi urez succes și să nu ne facă de rușine pe noi tătărușenii noua funcție pe care a primit-o. Vă rog, doamna Iosifa. Ce trebuie să înțeleg? Cele mai tare aplauze au fost la momentul ăsta. Le-am primit eu sau doamna suprefectă? Doamna, da. Doamna suprefectă, ăsta e momentul când trebuie să ne spuneți câteva cuvinte. Să știți că este pentru prima dată când fac acest lucru. Nu am avut ocazia și probabil că nici nu mi-am dorit niciodată să vorbesc public, pentru că prin funcția pe care am îndeplinit ca secretar al Comunei Tătăruși, nu a fost nevoie să fac niciun fel de politică sau de aprecieri sau așa am considerat eu. Eu am considerat că munca depusă de mine este tot ceea ce trebuie. Deci o să-mi cer scuze dacă astăzi nu o să vorbesc așa cum probabil vă așteptați. Sunt deosebit de bucuroasă de faptul că mă aflu astăzi aici lângă dumneavoastră la această zi de sărbătoare a Comunei Tătăruși, zilele rezervației forestiere. Vreau să vă spun că mă simt deosebit de onorată de faptul că am fost pentru încredere acordată prin investirea mea în funcția de suprefect al județului Iași. Vreau să ne mulțumesc în special colegilor mei care au avut în permanență și au avut întotdeauna încredere în mine, m-au susținut în activitatea desfășurată timp de 24 de ani ca secretar al Comunei Tătăruși. Ei mi-au fost și prieteni, mi-au fost și colegi, mi-au fost oameni foarte apropiați și a căror lipsă cred că o să o simt foarte mult timp. Vreau să vă mai spun de asemenea că nu există, cred că, zi în care eu să nu vorbesc despre colegii mei, despre oamenii din comună și în special despre comuna Tătăruși. Ce pot să vă mai spun? Vreau să-l felicit pe domnul primar Iosif Costel, pe domnul viceprimar Lazar Gheorghe Mirel, noul viceprimar. Vreau să-l felicit, să felicit pe domnul consilier, pentru că este clar că prin munca pe care o depun dumnealor, comuna arată așa cum arată și vreau să ne felicit pentru lucrurile mărețe pe care le-au realizat și vor mai realiza încă, pentru că știu că mai sunt foarte multe proiecte. Vreau să aduc un omagiu domnului fost viceprimar Dima Gheorghe, un om deosebit, care astăzi nu mai este printre noi, care, deși nu a fost cetățean al Comunei Tătăruși, în sensul de era cetățean al Comunei, dar nu a fost născut în Comuna Tătăruși. Oamenii de aici spuneau Benedict, știți că așa se spune. El a demonstrat însă că a fost un adevărat cetățean al Comunei Tătăruși, lucru pe care poate alții, chiar cetățenii, nu l-au demonstrat. Vreau, domnule primar, din nou să vă doresc multă sănătate și dumneavoastră și domnului vice și domnilor consilieri, multă putere de muncă și să realizați în continuare tot ceea ce v-ați propus. Mulțumim, în primul rând, să devin politician, cu toate că acolo munca este de a fi un tehnocrat adevărat. Nu, prefectul și suprefectul nu trebuie să facă politică, doar politica guvernului. Și a cetățenilor. Iar și a cetățenilor în special, așa este domnul prefect. Iar problema cu venitul este o detașare, deci probabil când o vrea Dumnezeu o să revii de unde ai plecat. Aceeași diplomă de excelență
o să o înmânăm unui prieten, îi spun, de acum, pentru că l-am invitat de prea multe ori și astăzi a răspuns invitației. Și este aici, printre noi. Este omul care și-a dus o contribuție în mod special la sănătatea tătărușenilor și a celor din zonă, cel care a reușit să facă din Spitalul Municipal Pașcani un exemplu și un etalon, este cel care de fiecare dată, 24 din 24 de ori, este la spital. Este un om dedicat cetățenilor și sănătății lor. Diploma de excelență se acordă domnului dr. Pânzaru Costică în semn de prețuire și recunoștință din partea Comunității Comunii Tătăruși, județul Iași. Și chiar îmi place și vreau să ascult câteva cuvinte, nici de politician, nici de administrator, de medic. Domnule primar, m-ai invitat să iau cuvântul, dar m-ai lăsat mult. De ce pot să mai spun? De ce am văzut în comuna dumneavoastră? M-am rătăcit în comuna dumneavoastră, așa cum m-am rătăcit și în Paris. Să știți că e adevărat. M-am dus în dedici pe drumul forestier, m-am rătăcit și m-am dus în comuna dumneavoastră, care arată ca un adevărat oraș. Acum, ca să glumim, toți ați spus cuvinte de laudă și de asta, dar vezi că am ajuns aici, fiindcă domnul Costel Iosu, eu fiind Costică Pânzaru, m-a sunat într-o zi și m-a zis, băi Costică, eu scad în sondaj. Ei, da, zic eu. Dar cum să scad? Păi și că am câștigat alegeri cu 99,9% și acum așa nu. Și am 90%. Zic, domnule, stai să facem un sondaj, băi. Am vorbit cu ăștia care fac sondaj. Acolo știi ce să spun. Păi ce, da, băi, s-a pentru doctor Guțanu, care mai poate vota, s-a pentru Bădia, care nu știu ce, dar tot câștigător ești. Dar, din anul 1991, la spital îngrijesc toate tătărușenile. Și pe mine mă întreb, de unde ești din tătăruș? Zic, băi, ce bărbat frumos e acolo. Dar ce? Domn primar. Atenție, bărbați, feriți-vă femeile de domn primar, iar femeile iubiți-vă pe domn primar. La mulți ani, domnule primar, la mulți ani, tătărușenile. Ai spus ceva? Cu multă plăcere. Ei, nu vreau să-ți iau un vot. Mulțumesc tare mult, domnul doctor. Și vă rugăm să reveniți la Tătăruși de câte ori simțiți nevoia, să vă relaxați și să luați gratuit o gură de aer proaspăt de la Tătăruși. Mergem într-o altă zonă și aș vrea să mânăm diplome de excelență pentru niște băieți tineri din Tătăruși, care încă din copilărie au promovat dansul, cântul și portul nostru popular. Este vorba de Iorbecheaia Cristinel. Haideți să-l aplaudăm! Și poate vine aici. Deci, diploma de excelență se acordă domnului Iorbecheaia Cristinel în semn de prețuire și recunoștință pentru contribuția adusă la promovarea și dezvoltarea comunei Tătăruși. Felicitări, Cristi! Și mult succes în continuare! Bună ziua, bine că am întâlnit pe acest picior de plai, în această gură de rai, numită Tătăruși. Să știți că suntem mândri cu asemenea administrație locală și vă garantăm că vom fi totdeauna o comună de frunte a județului Iași. Noi, cei din Bucovina Mică, nu ne vom lăsa niciodată, având în fruntea noastră un asemenea primar destoinic. Vă dăm în continuare zile frumoase la Tătăruși. Mulțumim, Cristi. Aceeași diplomă de excelență se acordă domnului Sârbu Ionuț în semn de prețuire și recunoștință pentru contribuția adusă la promovarea și dezvoltarea comunei Tătăruși. Felicitări, Ionuț, și mulțumim! Vă mulțumesc din suflet, vă iubesc! O să ne spună mai multe prin cântec. Ionuț ne va încânta astăzi și zilele următoare.
pentru prima dată la Tătăruș. Costă la venit, domnul președinte. Îl așteptăm pe domnul președinte. Deci pentru prima dată la Tătăruș înmânam diplome de excelență și diplomă de merit cu bursă. Este un lucru inedit, pentru că de obicei se dau burse sociale. Noi am gândit pentru elevii noștri să dăm burse pentru merit și pentru performanță. Dar vreau să vă spun că în fiecare an, cei mai buni copii din Comuna Tătăruș, de la toate școlile din Comuna Tătăruș, primesc diplome, cărți, dulciuri și o excursie gratuită în țară din partea comunității locale. De această dată am plusat. Le dăm și burse câtorva copii care s-au evidențiat în mod deosebit. În număr de 6, cred. Am spus diplomă de excelență, pentru că se acordă elevii Olicianu Ioana, șefă de promoție din clasa 8-a la Liceul Tehnologic Tătăruș, locația Tătăruș, beneficiara bursei de performanță Gheorghe Dima, pentru rezultate deosebite la învățătură și purtare în anul școlar 2016-2017. Felicitări, Ioana, și poți să ne spui ce performanță ai făcut tu pentru învățământul din Tătăruș și pentru comunitatea noastră. Ia și diplomă. Am câștigat în clasa 7 mențiune la Olimpiada de Limba și Literatura Română la faza națională. Felicitări, Ioana, și să continui ceea ce ai început în această perioadă. Deci, cu aprobarea Consiliului Local, diplomele de performanță, începând de anul acesta, vor purta numele regretatului profesor Gheorghe Dima, cel care a fost un performer în învățământul tătărușean, copiii din Tătăruș luau 10 la matematică la liceele din județul Iași și din țară și pentru acest lucru am gândit ca o diplomă, ca o bursă de merit să-i poarte numele. Dar vreau să fac un anunț și să salut încă o personalitate județeană care a reușit să vină în timp util la manifestările noastre de astăzi. Este vorba de președintele Consiliului Județean Iași, domnul Marcel Popa. Să-l aplaudăm și să-l primim așa cum se cuvine. Vă rog să-mi permiteți să continui cu aceste diplome, dar l-aș ruga pe viceprimarul comunii să vină să mă ajute. Frișa Alexandra Ștefanea primește o diplomă de merit și o bursă de merit pentru rezultate deosebite la învățătură și purtare. Este? Da, o să o mânăm. Aceeași diplomă de merit cu bursă de merit pentru Pitilie Cristiana Nicoleta. Felicitări, Nicoleta! Felicitări, să continui așa. Aceeași diplomă de merit cu bursă de merit, Dogariu Emilia Elena. Este? Hai, Emilia. Hai, Emilia. Eleva mea de la Eleva domnului viceprimar. Felicitări, Emilia. Aceeași diplomă de merit, un tiz al meu, Iosif Emanuel. Hai, Emanuel, să te văd. Nu este? Nu e localitatea. Nu e localitatea. Nu suntem unii. Dar probabil, la origine, da. Sandu Raluca Elena, este? Felicitări, Raluca! Deci, domnul viceprimar a avut mână bună în învățământ. Spuneam la început că vom mâna diplome pentru cei mai buni copii, cei care i-am premiat acum sunt cei mai buni dintre cei mai buni,
Diploma de merit se acordă elevii a Petri Gabriela Adelina. Hai Adelina! Bravo Adelina! Felicitări! Hai să îți dăm și cultura Adelina. Bravo! Adelina, vin aici, aici, vă rog. Da, mi-a. Aceeași diploma, Damian Darea Elena. Darea! Haideți să-i aplaudăm mai mult pe copii, să-i încurajăm. Crășneanu Luiza Ionela. Felicitări! Pristavo Maria Isabel. Poți să spui tu ce îți poartă numele tău în Tătăruși? Ia spune. A venit anul trecut la primărie și a spus, domnul primar, nu pot să trec pe râu, mă murdăresc de sândăluție și vă rog să ne faceți o punte acolo. Și am mers și am făcut puntea. Puntea Isabel. Da. Pintilie Ștefan Nicolae. Bravo, micușoară. Costan Teodora, felicitări Teodora, pentru că ai venit îmbrăcată și în costumul popular. Pintilie Cristiana Nicoleta, de aceeași care primește și diploma cu bursă și diploma pentru merite deosebite. Onicianu Ioana, iarăși Ioana, mai primești, o să primești tot înainte. Bravo, felicitări! Gordon Andreea Bianca. Hai Bianca. Bravo, felicitări Bianca. Avădăni Lidia Andreea. Hai, Lidia Andreea, unde e? Arsenie Ioana Ionera. Ilinca Veronica Nicoleta. Măi, dar a dispărut premianul? Sunt la cruce acolo, domn doctor. Deci ei ne-au plecat la cruce acolo sus. Costan Ștefănel Gabriel. Hai, Gabriel, până încoace, mă zdrăvoară. Nu în ce clasă este. Domnul. Băi, clasa 0. Deci n-ai nicio clasă. Bravo. Pristavul Denisa Ioana. Felicitări, Denisa. Costan Emilia Petronena. Hai Petronena, felicitări. Hai, mergeți voi la unul aici, că nu mai puteți. Danilă Iustin Simeon. Băiatul părintelor la Bălcica. Cu mătul meu. Bravo, Iustin. Deci merge în excursie și data asta, da? Păi gata, ai luat diploma, merge în excursie. Tănasă David Constantin. Bravo, David. Felicitări. Sandu Raluca Elena. Hai Raluca, mai primești. Da. Costan Rareș Ionuț. Bravo Ionuț. Budușanu Laura. Boca Miriam Latinia. Băi, cum ce pasă? Zero. Toată lumea e zero aici. Vina domnului Ciprimar. Costan Luiza. Hai, Copuța David Gabriel. Voi nu-ți rămâne, tu la zero? Tu ai fost în excursie, nu? Așa, nu dau premii degeaba, că nu l-ai mai primit. Anița Mihaela. Bravo, Mihaela. Manea Elena Cristina. Iosub Emanuel. Au primit și diplomul și eu. Avădăni Raluca Andreea. Hai Andreea, felicitări. Budușanu Diana Ioana. Bravo.
și a vădării Denisa Ștefanean. Bravo, Denisa! Ăștia sunt copiii noștri, sunt mândria noastră, sunt generația de mine, sunt primari, sunt prefecții, sunt președinții, sunt parlamentari, sunt cei care probabil ne vor da pensii. Nu, cu tot spunea domnul deputat de... Domn director, ați uitat ceva? N-am uitat. Pare că dumneavoastră ați uitat, că am vorbit. Dați-mi voi ca în calitate de director al CEU Tehnologic Căpăruș, trecut de invitație la colaboratori, aș fi preferat partener, colaborator, mai are și alte semnificații, să instituim, începând de anul acesta, fiindcă regulamentele ne permit și nu pentru rolul acest lucru îndeosebit, ci pentru faptul că acești copii merită și pentru faptul că părinții lor s-au ocupat, părinți cu care suntem într-un permanent parteneriat, să instituim și noi o scrisoare de mulțumire adresată părinților acestor premianți, cei mai buni dintre cei mai buni. Eu voi citi numai conținutul doar la o scrisoare, doamna Violeta, colega mea, deja am împărțit o bună parte din aceste diplome de scrisoare. Scrisoarea este... Stimați părinți, colectivul de cadre didactice al Liceului Tehnologic Căpăruș se simte onorat să vă adreseze prezenta scrisoare de felicitare pentru performanța copilului dumneavoastră, elevul Eleva, și urmează numele fiecăruia. În cazul scrisorii din față, Costan Rare și Onuț, care s-a remarcat cu rezultate deosebite în învățătură și disciplină în anul școlar 2016-2017. Suntem pe deplin conștienți că aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără o foarte bună colaborare în cadrul parteneriatului între școală și familie. Totodată vă felicităm pentru modul responsabil în care ați abordat importanța problema educației copilului dumneavoastră și vă asigurăm că în continuare colectivul didactic al Liceului Tehnologic Căpăruș va depune eforturi și tăruire pentru a valorifica creativ potențialul performant al copilului dumneavoastră. Semnează directorul și directorul adjunct. Felicitări copiii încă o dată și vă urez succese cât mai mult în viața voastră, da? Mulțumesc, domnul Brana. Mulțumim, domnule director. Ați folosit același cuvânt de colaborare și acolo, școală... Așa au zis? Așa, am auzit. Da, bun. Rectificăm după aceea. Ajungă zău, care ne spățesc. A fost ziua valorilor la Tătăruș. Ia da. Noi facem ziua valorilor la Tătăruș. Eu am vrut să... Și tot acum, spre sfârșit, îl invităm pe... președintele Consiliului Județean Iași, domnul Marcel Popa, să ne mai confirme o dată ceea ce vă spuneam mai devreme. Poftiți, domnul președinte. Domnule primar, domnule primar, domnule senator, domnule deputat, stimați consilieri județeni, consilieri locali, stimați cetățenii comunitatea Ruși, invitați de onoare, vreau să vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut să particip la sărbările comunității Căpăruș. Am întârziat, dar am întârziat pentru a depune o coroană. Astăzi este ziua Căpărușului, dar tot astăzi se împlinesc 100 de ani de la lucrurile crâncene de la Oituz și cu mai mulți reprezentanți ai Guvernului am fost invitați la Oituz pentru a depune o coroană și a comemora eroii căzuți la datorie în 1917. Dar nu puteam să lipsesc astăzi aici de la dumneavoastră, așa cum ne-am promis domnul primar. Și data trecută și anul trecut și l-am rugat foarte mult să mă ajute
în conducerea județului, cu experiența dumnealui, cu o experiență deosebită, cu o comună care a pus-o la punct și se vede de la distanță, în Capucovina, așa cum se laudă toată țara și este reprezentativ. Îl felicit pentru asta și vă felicit și pe dumneavoastră. Anul trecut am făcut propunerea să vină la Consiliul Județean să mă ajute, dar a spus că are mai multe proiecte de dus până la capăt și poate din 20. Dar, în schimb, mi-a dat-o pe soția și îi mulțumim. Vă fericit! Eu sunt bucuros și sunt încântat cu experiența doamnei. Va ajuta foarte mult pe toți primarii din județ. De fapt, este pentru prima oară când județul Iași are o doamnă viceprefect. Este pentru prima oară când este un om cu experiență de 23 de ani pentru fondul funciar, subprefectul ține, este președintele Comisiei Fondului Funciar. Și sper că în următorii 2-3 ani să mai fie probleme în toate localitățile. Vă felicit, doamnă, și aș dori să aveți o putere de muncă, așa cum ați avut-o 23 de ani. Bine, sper să nu rămâneți 23 de ani subprefect. Mă gândesc la domnul primar. De la început, domnul primar a spus că îi va fi foarte greu să se departe de dumneavoastră, dar cu ocazia asta cred că am mușcat-o iepuri deodată, că va veni domnul primar mai des la Iași. Și atunci eficiența este foarte bună. Eu vă trebuie ce fac domnul primar, vă trebuie pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru contribuția adusă în Iași, în județul Iași, pentru singurul proiect din țară, că aveți și am fost pionier, suntem pionieri și exemplul dumneavoastră este foarte bun, de bun augur, atunci când suntem chemați la București, spun, da, mergeți la Tetăruși, în județul Iași, vă comun din județul Iași, să luați exemplu de acolo de eficiență energetică. Este unicul proiect din România. Pe viitor poate vor fi mai multe, dar sunteți pionierul eficiență energetică în comune. Vă felicit! Și vă felicit și pentru ceea ce faceți pentru comunitate. Sunteți un foarte bun gospodar, un foarte bun organizator. Și pentru asta, din partea Consiliului Județean, din partea mea, vă rog să primiți o diplomă rural, ruralis, primăriei și consilierilor care sunt alături de dumneavoastră, pentru organizarea festivalului Zilele Rezervației Forestiere Tătăruș a ajuns la cea de-a 6-a ediție și pentru valorificarea potențialului turistic al zonei. Și experiența dumneavoastră vă rog să o împărțești la toți. Vă felicit! Mulțumim, domnule președinte! Mulțumim, domnule președinte! Vă reamintesc că eu aveam spus cetățenilor și cred că este certitudine drumul județean 208F. Este certitudine? Săptămâna viitoare semnăm deja dosarele și mers la misiuni rezolvate. Ok. Asta spuneam că anul trecut, în acest moment, în acest cadru, ați făcut promisiunea că acest drum va fi realizat. Vă mulțumim din suflet pentru că aveți grijă de cetățenii comunii Tătăruși, de comunitatea din Tătăruși, în aceeași măsură cum aveți grijă de toate comunitățile din județul Iași. Și vă rog să-mi permiteți ca numele comunității pe care o conduc, a cetățenilor, să vă felicit și să vă mulțumim pentru acest lucru. Și problema plecării mele de aici mai e discutabilă. Pentru că cei 96,2% pe care mi-au dat cetățenii anul trecut la alegerile din iunie și 15 consilieri din 15, mi-au dat de gândit că trebuie să rămân la Tătăruși, nu să plec în altă parte. Eu vreau să reamintesc că cetățenii din Tătăruși, chiar dacă drumul axa 1, drumul european, care se va semna săptămâna viitoare de 75 de milioane de euro, cel mai mare proiect din Moldova, proiect european, care pleacă de la Rediu, Mobileni, în Grobnița, ajunge la Lespes, până la Dărmănești, aproape de Rădăuți, e aproape de dumneavoastră și pe viitor, peste 2 ani de zile, care termină execuție de 2 ani,
nu veți mai merge atunci când veți veni la Iași, prin Pașcani, Târgu Frumos, trebuie să ajunge Lespes, veți urca Lespes, Scobinți și veți ajunge la Iași mult mai repede. Vă mulțumesc și dacă sunteți alături de mine, domnilor primar, cu siguranță vom avea rezultate împreună foarte bune. Vă mulțumesc, vă doresc succes. La mulți ani, Tatăl Roș. Mulțumim, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor și frumoasele noastre prezentatoare. Sigur. Tatăl Roș, după cum bine știți, este una dintre puținele comune care are un imn propriu. Versul domnul profesor Dumitru Gafița, melodie domnul profesor Omită Iacob. Așadar, să ne întâlnăm împreună cu premianții noștri. Cristi, eu nu-ți veniți aici. Thank you.
Copiii, luați-vă locul de acolo și la umbră. Urmează un moment muzical, așadar le invităm în scenă pe Cristinel Iordăchioaie, unul dintre valoroșii păstători ai folclorului tătărușean și nu numai, fiul al satului Tătăruș, ce a răspuns întotdeauna cu promptitudine numeroaselor invitații la diferite spectacole și evenimente în această comună, și anume Tătăruș. Vă mulțumim din suflet că ne sunteți și în acest an alături. Bună ziua tuturor, mă simt la Tătăruș ca acasă, pentru că de fapt aici sunt acasă. Aici m-am născut, aici am copilărit, aici am început studiile și mi-am continuat apoi studiile la școala normală Vasile Lupu Dunias și am mai urmat și alte școli, dar întotdeauna m-am simțit legat cu toată ființa mea de Tătăruș. Sunt bucuros că astăzi am dat, ca să spun așa, domnului Gafița un album pe care l-am înregistrat cu Orchestra Mugurel din Chișinău, care conține 17 piese, marea lor majoritate având filonul folcloric cules din zona Tătăruș, și pentru acest lucru îi mulțumesc foarte mult doamnei profesor Doina Tomi. Pentru dumneavoastră astăzi o melodie care este culeasă din cel mai îndepărtat sat al județului Iași, cel care face legătura cu județul Suceava, este vorba de satul de Iorcani, și se numește chiar așa, Țărăneasca din Iorcan. Sunt sigur că o să ascultați cu plăcere această melodie, chiar dacă nu veți putea dansa, că este foarte, foarte cald. Haideți să vedeți dacă recunoașteți specificul tătărușului. Așa, 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 așa
Da, ne pare rău că nu ne ajută întotdeauna tehnica, dar m-am gândit peste un anume timp să donez la Muzeul Satului toate costumele populare pe care le-am adunat, în număr de vreo 12, și o să donez și muzeului o stație din cele pe care le-am eu. Cu siguranță nu se poate să avem atâtea resurse încât să facem față și aici și la școală și așa mai departe, dar mâine seară la ora 19 voi prezenta 75% din albumul meu Sus la cruce. În continuare o să las pe Codruța, da, să-l prezinte pe colegul meu, pe Ionuț Sălău. Mulțumim frumos! Să primim tot cu aplauze pe un alt fiu al satului, iubitor și păstrător al obiceiilor și tradițiilor noastre, ce a reușit să se afirme ca un interpret de valoare al folclorului românesc. Așadar, să-l ascultăm pe domnul Ionuț Sălău. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că sunteți aici, pentru faptul că ați venit să ne ascultați, pentru faptul că iubiți folclorul și prin intermediul dumneavoastră dorim să-l promovăm mai departe. Pentru dumneavoastră o piesă minunță, o horă, vă invit cu mare drag și să și dansăm, da? Și să-mi înțelegi, să-mi înțelegi, să-mi înțelegi, să-mi înțelegi,
E bine, începând cu orele 15.30, vă așteptăm cu drag în spectacolul aviatic la Vatra Satului, la Cruce. Concertul de astăzi, începând cu orele 16.30 și de mâine orele 16, este amplu pentru toate vârstele. Numele numite din muzica ușoară și totodată din folclorul românesc vor da culoare acestui eveniment mult așteptat. Vă mulțumim din suflet că ați fost astăzi aici și vă rog distracție frumoasă în continuare!